Măsurări de arie. Aplicații matematice. Cum pot folosi cunoștințele despre arie? Am învățat împreună cum putem calcula aria cu ajutorul formulelor matematice. Să ne amintim principalele formule. Aria dreptunghiului, lungime ori lățime. Aria pătratului, latură ori latură, adică latură la puterea a doua. Aria paralelogramului. Latura înmulțită cu înălțimea corespunzătoare. Aria triunghiului. Baza ori înălțimea corespunzătoare supra 2. Aria triunghiului dreptunghic. Catetă 1 ori catetă 2 supra 2. Tangram este un joc format dintr-un pătrat, două triunghiuri mici, un triunghi mediu, două triunghiuri mari și un paralelogram. Se spune că acest joc are origine chinezească. Piesele pot fi aranjate în diferite combinații pentru a construi imagini reprezentând animale, păsări, vietăți marine, oameni, litere, cifre, obiecte, castele, vapoare, etc. Pentru a rezolva corect un puzzle tradițional tangram, nicio formă nu se poate suprapune sau ieși din forma conturului. De asemenea, nu pot exista spații goale în contur. Construiește un dreptunghi folosind toate piesele tangramului. Nu uita, piesele trebuie să se potrivească perfect. Dacă nu ai reușit, iată rezolvarea. Realizează propriul tău joc tangram, decupând formele pe hârtie colorată. Încearcă apoi să realizezi următoarele figuri. Un pătrat din două triunghiuri, un dreptunghi din trei piese la alegere, un paralelogram din patru piese la alegere, un triunghi din trei piese, apoi un trapez din pătrat, paralelogram și două triunghiuri. Încearcă să completezi singur datele din tabelul următor. Pentru figurile geometrice indicate în prima coloană, va trebui să afli aria sau una din dimensiuni. Dacă nu ai reușit, iată rezolvarea. Încearcă să completezi tabelul următor. În prima coloană ai indicate figuri geometrice și anumite dimensiuni. Dacă nu ai reușit, iată rezolvarea. Un triunghi isoscel, având baza 6 mm și înălțimea 12 mm, va avea aria 36 mm pătrați. Un triunghi dreptunghic, la care cunoaștem catetele 4, respectiv 6 cm, va avea aria 12 cm pătrați. Pentru un paralelogram cu înălțimea de 10 mm și aria 160 mm, obținem baza 16 mm. Felicitări! Ai învățat cum poți calcula aria în situații practice. Ne vom reîntâlni pentru a afla lucruri noi.